În ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 1 august a aprobat repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Un milion și jumătate de lei vor ajunge la unitățile de cult, suma urmând să fie distribuită între cele peste 150 de parohii și mănăstiri din Județul Maramureș. De asemenea, 500.000 de, mii de lei vor fi alocați ca sprijin financiar pentru întreținere și reparații la bunurile aparținând cultelor religioase, bunuri care fac parte din patrimoniul local, național sau universal. Administrația județeană consideră că trebuie alocate fonduri pentru unitățile de cult pentru ca acestea să nu se degradeze și asta cu atât mai mult cu cât unele sunt monumente istorice sau UNESCO. În plus, sunt locurile în care comunitățile își regăsesc liniștea și care atrag anual mii de turiști.